seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la punctul culminant al zilei. Avem filmări și documente exclusive și în această seară imagini de la întâlnirea lui Putin cu președintele Chinei. Se negociază pacea sau se intensifică războiul? Aceasta este întrebarea. Veți vedea documentul pactului de pace. Ce se negociază acum? Și pretenția Rusiei în Ucraina. În ce condiții încetează asaltul? SUA intervin și anunță. Rusia și China subminează ordinea mondială. Iar Europa trimite 1 milion de obuze în Ucraina. Ion Cristoiu face ca de obicei analiza ultimelor mutări și șicane rusești. Ce ascunde vizita lui Putin la Mariupol? Este o nouă etapă în război. Ce pregătește Putin după emiterea mandatului de arestare împotriva sa? Și veți vedea și țara cucerită de ruși fără război. O cumpără bucată cu bucată. Avem și imagini de serii Revoluție în Franța, domnilor și domnilor, pentru pensii. Foc pe străzi, se forțează dărâmarea guvernului. Ce se ascunde în spatele falimentelor celor mai mari bănci? Cine a făcut manevre și ce tip de manevre a făcut cu banii oamenilor? Moartea demnitarului apropiat de Marcel Ciolacu, o tragedie fără margini. Familia face acuzații șoc, se cer despăgubiri record. Ce s-a întâmplat în spital după internarea acestuia pentru COVID? Iar George Simion a început să descindă din nou peste baronii PSD. Este scandalul momentului. Simion tună, averile ilegale trebuie confiscate. Vorbim și despre dosarul penal care ajunge la vârful instituțiilor de forță. Fii ai unor demnitari prinși în flagrant. Avem dezvăluiri bombă pe această temă. Dați-mi voi să prezint invitații, să le mulțumesc că stă alături de noi în această seară și să trecem la treabă. Maestru Sergiu Andon, reputat avocat și jurnalist, bună seara, domnule Andon, vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Colonelul Serin în rezervă, Tudor Păcuraru, bună seara, domnule colonel, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Partenerul meu de luptă anti-imperialist, analistul economic Ilie Șerbănescu, bună seara, domnule Șerbănescu, jos imperialismul. Și nu în ultimul rând, sociologul Mirel Parada, te salut și pe tine, Mirele, îți mulțumesc. Bună seara, mulțumesc. Breaking news. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului pe tema modificării legii pensiilor a picat, lumea se strânge din nou în stradă, iar nu știu câta zi consecutivă în care parizienii și nu doar ei protestează de cele mai multe ori cu violență împotriva executivului de la Paris. Au fost lupte de stradă, Parisul a fost incendiat la propriu. Champs-Élysées arată mai rău decât sectorul 1, dacă vă puteți închipui așa ceva în zilele noastre. Și lumea continuă să aflueze sau să afluiască, nici măcar nu știu cum să spun. Foarte multe forțe de ordine, domnilor și domnilor, se așteaptă în această seară din nou o răbufnire a violențelor în contextul în care, repet, moțiunea de cenzură aferentă trecerii noi legea pensiilor prin asumarea responsabilității guvernamentale a picat. Vă ținem la curent, domnilor și domnilor, cu tot ce se întâmplă în această perioadă la Paris. Breaking news. Președintele Chinei, Xi Jinping, a ajuns la Kremlin și se află de câteva ore acolo pentru întâlnirea cu omologul său, Vladimir Putin. Liderul de la Beijing a fost întâlnit pe aeroportul din Moscova, surprins de doar un viceprim-ministru, domnilor și domnilor, în contextul în care Vladimir Putin este acuzat oficial de Tribunalul Penal Internațional de crime de război și deportarea copiilor din Ucraina. Putin i-a spus lui Xi că a salutat propunerea Beijingului de a pune capăt crizei acute din Ucraina și că a privit planul propus de China cu respect. Între timp, administrația Statelor Unite ale Americii anunță că urmărește întâlnirea lui Putin cu președintele Chinei și nu vrea armistițiu în Ucraina. Vizita președintelui chinez vine într-un context internațional tensionat, repet, după ce Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin în legătură, în principal, cu deportarea copiilor ucraineni în Rusia.
Președintele Chinei Xi Jinping a fost primit la Kremlin în această după-amiază pe pista aeroportului Vnukovo din Moscova. Președintele chinez nu a fost întâmpinat de omologul său Vladimir Putin, ci de Dmitri Cernușenko, vicepremierul rus pentru turism, sport, cultură și comunicații. Ulterior, Xi s-a dus la Kremlin pentru o primă întâlnire informală cu Putin. În declarațiile de la Kremlin, Putin i-a spus lui Xi că a salutat propunerea Beijingului de a pune capăt crizei acute din Ucraina și că a privit planul propus de China cu respect. Președintele chinez Xi Jinping i-a spus lui Vladimir Putin că China și Rusia au obiective similare. Știți că suntem întotdeauna pregătiți pentru negocieri și vom discuta toate aceste lucruri, inclusiv sugestiile dumneavoastră. Dragă președinte Putin, întotdeauna o să te numesc dragul meu prieten. Sunt foarte mulțumit de invitația dumneavoastră de a vizita din nou Rusia într-o vizită de stat, în special imediat după următoarea mea realegere ca președinte al Republicii Populare Chineze și am ales Rusia ca primă țară a vizitei mele în străinătate. Prin acest discurs, președintele rus Vladimir Putin aruncă mingea în curtea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. În același timp, Statele Unite ale Americii urmăresc cu îngrijorare întâlnirea de la Kremlin prin vocea coordonatorului Consiliului Național de Securitate de la Casa Albă, John Kirby, care acuză că Rusia și China subminează ordinea mondială. Nu există nicio îndoială că Rusia și China sunt două țări care subminează ordinea internațională bazată pe reguli pe care Statele Unite și mulți dintre aliații și partenerii noștri au construit-o încă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Rusia și China se împotrivesc acestor reguli și vor să le rescrie la nivel global. În ultimul timp și-au consolidat relațiile și cooperarea. Nici până la ora actuală, China nu a condamnat invazia lui Putin în Ucraina. Între timp, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, amenință Curtea Internațională de la Haga cu un atac cu rachetă hipersonică, după ce Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin în legătură cu deportarea copiilor ucraineni în Rusia. Suntem cu toții la mila lui Dumnezeu și a rachetelor. Este pe deplin imaginabilă utilizarea precisă a unei rachete hipersonice Onyx lansată de pe o navă din Marea Nordului, împotriva sediului Tribunalului de la Haga. Domnilor judecători, priviți cu atenție cerul, a scris Medvedev pe contul său de Telegram. Domnule colonel, e afront sau o măsură suplimentară de prevedere primirea președintelui chinez la aeroport de către un viceprim-ministru într-o vizită de stat? Domnul Putin are acest obicei de a umili șefii de stat și de guvern cu care nu este de acord. Păi și domnul Xi e de umilit zilele astea? Vă întreb, nu, asta îi permite să citim ce cărți are în mână domnul Putin. Dacă mai țineți minte, pe Macron l-a primit la o masă lungă, vreo 15 metri. Doamna Merkel, când a fost primită, a pus pe dânsa vreo 2 câini, știind că ea nu suportă câinii. Hei, acum, pe chinez l-a primit așa, cu un fel de țiriplic. Dacă ne uităm cum a fost primit domnul Putin la Pekin, o să vedeți că a fost primit chiar de către domnul Jinping și au trecut în revistă Garda de Onoare și cum e protocolul. Până. Înseamnă că domnul Putin nu este de acord cu ideile cu care vine chinezul la Kremlin. Păi dar chinezul nu vine cu planul de pace? Păi da, numai că planul ăsta de pace e exact ce scrie la Carta Națiunilor Unite. Respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale. Adică exact ce a publicat Ministerul de Externe chinez acum 2 săptămâni. Iar la domnul Putin se pare că nu-i convine chestia asta. Respectă și integritatea teritorială de la momentul ăsta. Face în momentul ăsta. Nu scrie niciun decât în momentul ăsta. Integritatea teritorială e momentul în care Ucraina a ajuns membră a Păi și atunci de ce l-a pus pe om să bată atâta drum dacă nu e de acord cu propunerile? Vedeți dumneavoastră, eu cred că această confruntare
e un pic așa, ca acea punte pe care tropă elefantul și șoricelul. Gândiți-vă că China se apropie de Statele Unite ca porție din produsul intern brut al lumii, pe când Rusia domnului Putin e la 3, ceva, de-abia a depășit Italia ca participare la PIB-ul lumii. Practic, aceste luni de război nu au făcut decât să întărească dependența Federației Ruse de China. Eu cred că China are destule aturi în mână ca să forțeze conducerea rusă să facă ce doresc dânsii. Domnule Andon, mă întreb și strict din punct de vedere al contopirii acțiunii astea politice cu cea judiciară. Povestea aia cu mandatul de arestare emis pe numele lui Putin și tot, nu sună așa ca un îndemn ca nu cumva să mai negocieze cineva cu, nu, dictatorul, criminalul de război și așa mai departe, în contextul în care omul ăsta, bun, rău, criminal, necriminal, anunțase că e dispus să stea de vorbă cu dușmanul de clasă în anumite condiții. Mai stă cineva de vorbă, vorba aia, 123 de țări din lume sunt semnatare ale convenției. A spus punctul 3, să vorbesc exact scopul acestei, totuși, un pic de mascarată, această mandat de arestare. Seamănă cu mandatul ăla de arestare, să nu uităm că noi avem prioritate aici, doamna Scutea, și ea la să se corect. Și pe revenim imediat la dumneavoastră, domnul Andon, până rezolvăm o mică problemă tehnică. Domnule Șerbănescu, stai clar, că de ce l-a adus la piață să-l facă de râs, nu să-l vândă, nu? Că până la urmă, care e șmecheria? O lume întreagă zice, dom'le, nu vrea ăsta pace. Și când ăsta zice, hai să facem pace, în anumite condiții, sigur, ale mele, viteaz, cum e el, numai în condițiile lui, nu știu ce, bag mandatul internațional de arestare, nu stăm de vorbă cu criminal. După părerea mea, acest mandat dat în imediata apropiere a vizitei președintelui chinez. Când era chiar confirmată vizita. Îndepărtează, mie mi se pare logic, îndepărtează orice perspective de negociere în faza actuală. Numai că păi și nu-i fie... dă apă la moară lui Putin că el e singurul care ar dori pace și că toată omenirea vrea război și stați puțin. Aici nu e vorba de Putin, aici e vorba de China. China vrea să-și parcheze intrarea la masa mondială. De așa. Decizie. Păi bun. China nu interesează Ucraina și conflictul din Ucraina deloc. Păi să fie foarte clar, ea a pornit această ofensivă care l-a dus pe Xi Jinping la Moscova cu un demers care a conciliat Iranul cu Arabia Saudită. În aceste care sunt cele două principale mari, principali doi inamici ai Israelului. Da. Deci până acum Israelul putea dormi liniștit când ăștia se înfruntau. În momentul de față e mai complicat. Deci Xi Jinping nu are nevoie, nici nu interesează. Pentru el Ucraina este un conflict regional. Dar el a vrut să-și marcheze prezența lui. Deci că a fost primit la aeroport, că n-a fost primit la aeroport, asta nu-l interesează. Bun, nu-l interesează. A pus stegulețul, dar ce rămâne în urma stegulețului ăsta dincolo de imaginea de forță? Faptul că a venit prezent, a aruncat un plan de pace care nu va fi urmat de nimeni, nici de Putin, nici și oricum nu de Zelenski, după părerea mea. Cu toate acestea, domnule Andon, și revin la dumneavoastră, Xi Jinping a anunțat că după vizita din Federația Rusă e dispus și înțeleg că s-au purtat și negocieri în acest sens să poartă o discuție, sigur, online și cu domnul Zelenski. Așa. Dar la ce mai discuți? Că Zelenski o să-i spună că el nu stă de vorbă cu dictatorii, nu? Că el e pe democrație acolo, dacă nu ne-a spus bine.
Sunt multe aspecte, jocul diplomatic și de imagine și propagandistic în jurul conflictului din Ucraina e fățarnic și mimat. Sunt foarte multe aspecte. Toată lumea vrea pace, toată lumea acuză Rusia, toată lumea se străduiește să nu fie pace, vorbele curg, așa că e normal să... Din moment ce subiectul de actualitate și din moment ce China ia o parte mare din autoritatea Rusiei ca putere diplomatică mondială, nu? În vechiul echilibru de forțe, e normal să amintească și de asta. Dar după mine, îngrijorările și motivele Chinei sunt mult mai mari și s-au văzut chiar în criza balonului, oricât de glumeață pare ea. Da. Atunci s-a testat de către chinezi cât de departe pot merge americanii în a ne socoti China, respectiv anulând vizita sau care trebuia să aibă loc. Și, într-adevăr, ce se întâmplă în jurul Chinei, după mine, e mult mai grav decât ce se întâmplă acum în partea est-europeană. Da, da, numai că nu ne e mai aproape pielea decât cămașa, da, domnule, e acela noi, domn vecin, ca să zic. Pentru noi, dar pentru el nu e. Pentru el nu poate să fie indiferent că Japonia și-a schimbat doctrina de apărare, nu poate să fie indiferent că marii Australiei, Statelor Unite și Anglia, am spus așa într-o ordine întâmplătoare, pun la cale de o umplere a Pacificului cu submarine de ultimă, într-adevăr ultimă generație încă nenăscute, și s-a cam convins că nu prea are perspective de înțelegere cu Statele Unite, încât cred că vrea, e interesat să-l sensibilizeze pe Putin, în sensul că, uite băi, pe tine te blochează, își face barieră spre apus, mie îmi face spre răsărit, suntem prinși în clește. Mi-e teamă că asta ar fi de discutat, nu văd de ce ar fi președintele și mai puțin informat decât unul care urmărește știrile ca noi. Așa că, cât privește iarăși întrebarea cu Ucraina, da, e pe agendă, e un pretext, dar nu cred că președintele și are cea mai mică speranță că poate să fie luat în seamă eventualul program de armistițiu, nici nu putem vorbi de pace, de încetarea focului. Cu atât mai mult, așa cum surprindea și noastră, există acel mandat de arestare al Curții de Justiție, al Curții Penale Internaționale, care tocmai astea spune, cu ăsta nu se tratează, ceea ce Putin cât e în funcție nu o să accepte niciodată. Dar dacă îmi permiteți încă un minut, eu văd, toată viața am fost optimist și văd jumătatea plină a paharului. Care ar fi jumătatea plină a paharului? La mandatul de arestare. Păi eu sper să înceapă o pagină nouă în justiția lumii și să auzim de niște, sper, așa? Eu, da, totdeauna am fost și naiv, să auzim și de mandate de arestare pentru niște supraviețuitori, că mulți s-au dus, dintre cei responsabili de atacarea fără motiv a Irakului, distrugerea celui stat și crimele de război care s-au petrecut în Irakul, ca vizitator al Vietnamului, sper să apară cineva odată condamnat pentru copiii aia loviți de agentul Orange, nu știu dacă ați fost în Vietnam sau văzut. N-am fost. Parcă scoși din borcanele de la Institutul Medico-Legal, doar că suscați și dau din gură și hrăniți artificial și au niște labe de rață și smicuți și vai de capul lor, de la agentul Orange. Probabil că s-a întâmplat ceva, zeița justiției dă un impuls în justiția internațională și o să auzim și de alte mandate de arestare, că e cazul. Speranța moare ultima. Istoria de după al doilea război mondial e plină de crime de război. Din nefericire. Să plătească și Putin, să plătească și ceilalți care mai trăiesc. Mi-e teamă că rămâne numai la Putin nota de plată. Sunteți mai pesimist atunci. Așa mai sunt realist. Eu mai pesimist de felul meu, dar unul și mai pesimist decât mine este reputatul jurnalist Ion Cristoiu, domnul și domnul, care face și el o analiză a vizitei lui Xi Jinping la Moscova și a lui Vladimir Putin la Mariupol, în prefața vizitei omologului său chinez. Haideți să-l vedem.
Vladimir Putin a fost mereu, 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 mereu acuzat că stă în buncăr. Mai țineți minte când a venit tata moșu Biden în Polonia, s-au găsit influențele din rețeaua Coldea, sau lui Coldea, deci sunt două rețele, al lui Coldea și al lui Helvig, care se bat între ele, deci dar s-au pus de acord și scriau că uite-mă ce curaj pe Biden. Nu era niciun curaj, deci cum s-a anunțat, Biden ceruse într-un fel acordul, anunțase păruși că vin. Bun. Deci în cazul de față nu putem vorbi de un Vladimir Putin care este în buncăr. Chiar dacă influențele acum au lansat că de fapt soția lui, mă rog, prostii, și că-și capătă. Nu-și capătă, așa merge el, că e judocan, cum spunea Cosmin Gușă, am văzut într-o postare blogului. Bun. Deci avem asta, este o surpriză că uite că nu e în buncăr. Uite și că uite are curaj. Doi. De fapt, marea semnificație a acestei călătorii este că e ceva în neregulă în zona ocupată, ceva care nouă ni se ascunde de către propaganda neobolșevică. Vladimir Putin nu a avut nicio problemă pe parcursul acestei vizite. Oricât, deci, nu vizite în sensul că nu l-am pușcat nimeni, n-a apărut nimic cu o pancartă. Uite să apară, cum? Era, ce, bun, presupunea că vine unul, apărea brusc, un partizan ucrainean. Noi știm așa că poporul ucrainean care a fost din teritoriile cucerite este tot timpul, sunt partizani, sunt machiari și de-abia așteptă să vină Putin. Nu. Și era așa de greu, imediat prelua CNN-ul, cu, iată, cum a venit. Nu, nu se întâmplă nimic. Asta înseamnă că acolo e o realitate rusească. Fie că ucraineni, credincioși Kievului, au plecat, fie că nu știu, au fost deportați, fie că de fapt colaborează. Deci faptul că nu i s-a întâmplat nimic, arată că a fost într-o realitate care este deja rusească. Ceea ce confirmă ce am spus, că acolo a început rusificarea și că ea este întoi. Ușor de început și de dezvoltat, deoarece este o zonă cu majoritate ruși. 3. Ca să vă organizezi o asemenea vizită, care n-a constat în faptul că a venit drept cu elicopterul, cum zic ăștia, noaptea, o prostie. Și după asta a luat-o la fugă. Nu, a vizitat orașul, a condus mașina. Deci toate acestea a presupus o mașinărie a statului rus ieșită din comuntă. Deci înseamnă că merge mașinăria. Faptul că nu s-a întâmplat nimic, nu în sensul că nu a fost împușcat, nu, că nu a, nimic n-a scârțit în această vizită. Destul de complicată. Mai complicată chiar decât al lui Biden în Polonia, că Biden a mers pe stradă, nu s-a dus la distanță, s-a mers pe stradă, a condus mașină. În orice moment se putea întâmpla, asta înseamnă că mașinăria de stat a Rusiei funcționează. Așa trebuie. Nu în ultimul rând, ca semnificație istorică, e faptul că Vladimir Putin a marcat prin vizita în Crimea faptul că Crimea este a Rusiei și prin la Mariupol că Crimea este a, deja a Rusiei, că a început rusificare. O să spuneți, da, dar numai bine Curtea Penală Internațională l-a declarat criminal de război. Stimați-le spectatori, a fost momentul, acest gest, a fost momentul în care Curtea Penală s-a compromis. Pentru că este limpede că această Curte Penală, care nu a închetat un soldat american, deoarece în 2002 Bush a zis că nici nu discută, ea nu e recunoscută cu acest tribunal de China, de Rusia, dar mai ales de America, a intrat într-un joc de 2 lei mărunt propagandistic. Este compromițător să intre într-un asemenea joc.
Deci, pe fondul spuselor și analizei domnului Cristoiu Mirel Palada, președintele Putin i-a acuzat că ar fi trimis, de fapt, o sosie în Ucraina atunci când a mers în vizită la Mariupol. Un înalt oficial de la Kiev a postat 3 imagini cu orbia lui Putin, punând la îndoială faptul că, sau de fapt ridicând îndoiala asupra curajului său de a merge în vizite publice. El îl acuză că de fapt ar fi folosit o sosie. Oficialul ucrainean a glumit: ce se întâmplă cu bărbia ta, Putin? Foarte interesantă glumă. Una dintre imagini arată pe Putin în vârstă de 70 de ani, în urmă cu un an, la un discurs în fața adunării federale de la Moscova, în timp ce alta arată vizita raportată a lui Putin în portul naval Sevastopol din Crimea, pe 18 martie, a treia fotografie a fost cropată din imagini publicate a doua zi, care păreau să-l arate pe acesta în Mariupol, localitate bombardată de război. Potrivit presei internaționale, o sursă rusă a declarat că Putin are momente în care arată ca o babușcă fără dinți. Deci, după ce i-au trecut cancerele Mirele, acum îi se strică bărbia de la vizită la vizită. Dar eu credeam că dacă Putin ăsta tot e așa de pricep pe toate, manipulează și alegerile din Statelor Unite ale Americii, după cum știi, conform acuzațiilor trecute din campanie, face, drege, înspăimântă o omenire întreagă, credeam că e în stare să-și alcătuiască 3 sosii identice. Nu? Sau, nu știu, tu crezi că a fost Putin în Mariupol? Hai să o luăm altfel. Eu nu știu nimic. Eu nu m-am văzut niciodată cu Putin, nu l-am văzut în viața mea, l-am văzut la televizor. Nu știu dacă e Putin. Păi... m-am văzut cu Biden, nu știu dacă e Biden. Eu cu cine m-am văzut pot să spun. M-am văzut cu ăla și cu ăla și cu ăla. În rest este comunicare, este imagine și este inevitabil propagandă. Și avem două țări inamice, Ucraina și Rusia, care fiecare în felul ei încearcă să minimizeze, să demonizeze, să ducă în ridicol acțiunile celelalte țări. Putin se duce în Mariupol pentru că vrea să transmită un mesaj de putere, la fel cum înainte călărea tigru și caii în Siberia și se bătea cu crocodilul și ce mai făcea el, pentru a transmite un mesaj de putere, de virilitate, de pricepere fizică spre populația sa. Ăilalți veneau și spuneau: e un papagal vopsit care nu e o persoană serioasă, pentru a contracara acest efort de comunicare a lui Putin. La fel și acum, Putin se duce în Mariupol și conduce o mașină să transmită un anumit mesaj. Ăilalți vin și zic: e un papagal vopsit care are gușă și care nu trebuie băgat în seamă. E o persoană care nu trebuie să vă uitați în gura lui, pentru că, uite, are gușă și nu are curaj. Pune o sosie în locul lui și se arată la adăpostul întunericului. Și nu, se arată la... nu e nimic, cum să zicem, spectaculos. Fiecare, bun, dar era mai tare exercițiul de forță dacă era pe lumină decât pe întuneric, recunoști? Adică așa pare că s-a dus așa, mai hoțește, mai... Da, e posibil. Orice e posibil pe lumea asta. Avem atât de multe păpuși în păpuși, cum se numesc astea? Matrioșcă. Matrioșca, maschirovca, tot mâine, de termen pe mâine, care le-a ținut de la rușii. Mâine aflăm că le-au inventat și pe alea, la Kiev. Da, încât, și nu e prima dată. Vedem ce s-a întâmplat în chestia cu Iranul și cu Arabia Saudită. China încearcă să scoată în evidență că e cea mai puternică. Alții vin să contracareze mesajul ăsta și este un continuu război de imagine, de propagandă, în care fiecare tabără își maximizează nevoia sa și imaginea sa și îi face de râs și de rahat pe dușmani. Mă, ok, am văzut chestia asta și în primul război mondial și în al doilea război mondial și pe vremea lui Burebista și pe vremea romanilor și pe în vremea războiului din Israel cu arabii și cu Afganistanul. Face parte din joc. Este exact ca în vestita scriere Alice în Țara Minunilor, Alice prin oglindă, unde este un personaj, regina roșie aia care zicea off with her head, să-i se taie capul, să-i se taie capul, și pe ostea lui Alice: auzi, aici la noi în țară sunt lucrurile așa de complicate că trebuie să alergi din toate puterile ca să stai pe loc. La fel și în nevoia de comunicare a propagandei. Tot timpul trebuie să contracarezi, să contracarezi, să contracarezi. Da, sunt într-o alergare perenă. O alergare perenă ca să stea pe loc. Dacă nu alergă la maxim, puf, imediat pierde. E ca și cum ar fi o bandă. Înțelegi? Tu alergi în contrabenzi, alergi în contrabenzi și stai pe loc. Așa se întâmplă și cu chestia asta. Mâine o să aflăm ceva diferit despre Kiev sau despre Zelenski și rușii o să facă mișto de Zelenski și poi mâine o să aflăm ceva despre Putin și despre întâlnirea cu Jinping, în care probabil că s-a scârinat aici. Timp în care mor oameni, timp în care se distrug orașe, timp în care se înruiesc destine.
Atâta tot. Aia este altă chestie. Partea economică e o chestie separată, da. Partea militară e o chestie separată, partea de comunicare și propagandă e o chestie separată. Iar noi acum analizăm felul în care dușmanii lui Putin încearcă să-l facă de râs pe Putin. Habar n-am dacă are sosit sau nu. Eu despre sosit ca răspuns la șmecheria lui Putin care a vrut să-l facă de râs pe Zelenski că se duce peste teritoriul ocupat, liniștit la adăpostul întunericului. Exact, exact. Adică da, ăla a făcut o aroganță și ăștia a făcut contra-aroganță. Eu singurul lucru pe care știu despre sosit este vestitul film al lui Akira Kurosawa, Kagemusha, care este un film genial, foarte fain. În rest, care Putin sosi, care are unul urechea mai nu știu cum și gușa mai nu știu gușa, cum. Păi, habar n-am. Ai văzut că erau trei gușe acolo. Da, mai ales cu mijloacele acum tehnologice în care poți să faci orice din pixel, din exact. Pixelul albastru. Exact, am văzut filmulețe în care Obama cânta în rusește și tot soiul de alte tâmpenii care sunt făcute de către algoritmi, de către softurile de editare, poate să fie orice posibil. Trăim într-o lume complicată. Breaking news. Război sau pace? Miniștrii de externe și miniștrii apărării reuniți la Bruxelles au convenit asupra unei inițiative pe mai multe direcții care vizează aprovizionarea Ucrainei cu 1 milion de obuze în anul următor și refacerea propriilor stocuri. Kievul susține că are nevoie de 350.000 de obuze pe lună pentru a-și ajuta trupele să combată atacul Moscovei și să permită să lanseze noi contraofensive în același timp. Concomitent, americanii sunt acuzați de ruși de provocare după ce, pentru a doua oară în câteva zile, bombardierul strategic AIB-52 Stratfortress s-a apropiat amenințător de Rusia. Cu mai multe detalii vine colegul meu, Dragoș Bisticianu. Dragoș? Bună seara, Victor! Bună seara, stimați telespectatori! Sunt informații de ultimă oră. Tensiunea crește, iar pacea este tot mai departe de a se materializa în orice formulă, totul după o nouă demonstrație de forță din partea Occidentului în plină vizită a președintelui chinez Xi Jinping în Rusia. Mare atenție, pentru că este o informație realmente importantă și e interesant de urmărit ce se va întâmpla în continuare. Bombardierul strategic B-52H a ajuns la doar 16 km de granița Rusiei, de acea regiune Kaliningrad. E vorba despre o aeronavă extrem de importantă, care poate zbura la viteze subsonice, la altitudini de peste 15.000 de metri. A fost trimisă de urgență, sunt informații în continuare pe surse. Dar rămâne de văzut în ce cheie vor răspunde rușii. Mai mult decât atât, Occidentul ca atare, ne referim aici la Uniunea Europeană, a luat o decizie importantă. S-au pus de acord asupra unui plan de 2 miliarde de euro pentru a cumpăra în comun obuze de artilerie necesare ucrainenilor. Sunt decizii extrem de importante care ne duc cu gândul că tensiunea crește și că suntem tot mai departe de o pace. Urmărim și partea cealaltă. Ce face? Rusia, mai exact. Astăzi, Vladimir Putin l-a primit într-o vizită pe Xi Jinping. Au reiterat faptul că au un parteneriat solid, ceea ce au spus de-a lungul timpului. Spunea diplomația chineză că parteneriatul lor este ca o stâncă. A fost o voce a ministrului de externe care spunea, pe de altă parte, că Statele Unite ale Americii sunt aproape de un conflict cu China. Asta într-o altă cheie ca să înțelegem tensiunea dintre Orient și Occident, dacă putem să spunem așa, între Vest și Est. Asta este situația în prezent. Spărea să se vadă la un moment dat luminița de la capătul tunelului atunci când chinezii au vrut să pară ceea ce numim un broker în relațiile internaționale să medieze o eventuală pace. Au venit chiar și cu un plan. E adevărat, refuzat din start de către Occident, dar era un punct de plecare. Au apărut informații în spațiu public și că mai mulți lideri europeni ar fi încercat să-i ofere lui Volodymyr Zelenski garanții de securitate pentru a merge în direcția păcii. Suntem însă departe de acest scenariu și e greu de spus când se va termina războiul care devine din ce în ce mai sângeros. Domnule Șervănescu, privind faimosul bombardier B-52 care s-a apropiat periculos de granițele Rusiei,
Vreau să vă întreb dacă stau eu rău cu memoria sau ultima inițiativă comună de asta sub patronajul Comisiei Europene de reunire a tuturor statelor membre să pună bani la găleată să cumpere ceva s-a soldat prost aia cu vaccinurile. De ce s-a soldat bine asta cu obuzele? Adică tot doamna Ursula, ca să zic așa, a vorbit cu lumea, au pus banii la centru, au cumpărat vaccinul și până toată lumea... Credeți că de la doamna Ursula vine toată povestea asta? Păi și doamna Ursula, mă rog, și face și domnia sa jocul, na. Eu cred. Totul vine de peste ocean, după părerea mea. Păi da, și de ce trebuie să facă treaba asta cu mâna Uniunii Europene și cu banii Uniunii Europene? Ce mai erau 2 miliarde de dat pe obuze de la americani, la cât au cheltuit până acum cu Ucraina? Dom'le, războiul ăsta a amestecat lucrurile de o asemenea manieră încât pe unele le-a întors pe dos. Germania stătea să își ceară drepturile de a intra la masa mondială de decizie și s-a descoperit că este o biată națiune ocupată de trupe străine, singura din Europa după război. Și dintr-o dată a dispărut de pe firmament. S-a disipat orice urmă de influență, acum, de putere. De ce credeți că doamna Ursula ar fi mai răsărită da, în această... Eu nu înțeleg de ce în toată povestea asta Uniunea Europeană se bagă vorba unui filozof grec ca musca în curul carului. Păi este băgată. Acum meciul americanilor cu ruși. Eu zic că e băgată. Pe care îl desfășoară pe teritoriul ucrainean, da? În modul în care o desfășoară, dar o face toate... Hai să spunem, mutările tactice cu mâna Europei, americană. Vezi, pe vremea lui Kissinger întreba, domnule, dacă vreau să discut cu Europa, cui dați-mi un telefon, cui exact. Să dau telefon. Păi și acum? Europa, orice a încercat să facă, nu poate. Ei sunt... vreo 6-7 foste imperii care s-au strâns la un loc, care se calcă pe picioare unii pe alții, nu poate să fie mai mult decât este și la scara istoriei este imperiul care urmează să dispară. Asta este inevitabil la scara istoriei. Soarta a fost crudă, cum să spuneți? Soarta a fost crudă. Da, soarta a fost crudă. Adversarii și-au dorit mai mult. Ceilalți... toți ceilalți puteri mondiale sunt imperii care sunt mult mai tinere. Europa este cea mai în vârstă. Și domnul candidat la dispariție. Domnilor și domnilor, apropo de făcut lucruri cu mâna altuia, ambasadorul Poloniei în Franța a declarat că Polonia va trebui să intre în curând în conflict cu Rusia în cazul în care Kievul va fi învins. Hai să-l ascultăm. Donc soit aujourd'hui l'Ukraine va défendre sa indépendance. Fie Ucraina își va putea apăra independența, fie vom fi nevoiți să intrăm în acest război. În caz contrar, valorile noastre fundamentale, care reprezintă baza civilizației și culturii noastre, vor fi puse în pericol. Prin urmare, nu avem încotro. E drept, domnule colonel, că după aia e și Ministerul Polonez de Externe cu comunicat în care zice că ambasadorul nu a zis ce a zis și că a fost extras din context. Știți, e ca la alea ale UDMR-ului de la începutul anilor 90, când m-am apucat eu de presă și era Domokoș Gheza, dacă vă aduceți aminte. Las că am apucat-o și eu la secuime recent. Domnul colonel lansează cărți în contumacie, în secuime, se ascunde de autorități, e ceva... Aventuri frumoase. Așa, dar hai să ne întoarcem la asta. Dom'le, mi-aduc aminte, mă duceam ca prostul. La conferințe, m-am apucat eu de scris politic la Curierul Național și mi-a dat și mie Valentin Păunescu pe UNR-ul și UDMR-ul, ca să fiu sigur. Erau vremurile de glorie. Și odată pe săptămână mă distram cu Funar și cu Gavra, a doua oară pe săptămână cu Marco Bello, cu domnul Coșgheza și mă rog, un pic de diferență de anvergură, dar nu mai contează. Și de fiecare dată când dădeau ăștia una autonomistă, a doua zi ieșea cu greșeala de traducere, greșeala de interpretare, așa și la asta. Ăla a zis clar că intră în război, că se duc peste ruși dacă îi bat pe ucraineni, hai să-l sucim. Nu trebuie să uităm faptul că Polonia a fost de vreo 3 ori desființată de către Imperiul Moscovit și știu precis că dacă ajung din nou într-o situație critică cu Moscova, riscă să fie încă o dată desființată. Pe asta zici și joacă pe a patra? Chestia aceasta nu o vor admite în nicio culoare, dar
poziția Poloniei nu este singulară. Uitați-vă la ce se întâmplă în restul lumii. Domnul colonel, cu tot respectul pentru Polonia, pentru forța sa și de luptă și economică, totuși Polonia nu e chiar țara care se bate în parte cu rușii. Cu rușii în halul în care sunt în momentul de față, da. Dar uitați-vă la ce se întâmplă. Și alte țări mici sau mijlocii... Da. Bine, e aia cu gura mare din Estonia, care e cât cartierul Bercene. Încep să mâre la Rusia. Spre exemplu, domnul Erdogan tocmai a anunțat că de la 1 martie mărfurile pe care le importă în Turcia nu mai pot fi reexportate în Rusia. Asta înseamnă că se aliniază la embargo. Ei, dar asta se vede surpriză și pentru domnul Erdogan. Nu știu dacă e surpriză plăcută sau neplăcută, dar, doamnelor și domnilor, înregistrările de firme rusești în Turcia au explodat anul trecut. 670% creștere comparativ cu anul 2021. Rușii au cumpărat un sfert din proprietățile imobiliare vândute anul trecut în Turcia. Explozia numărului de noi companii cu parteneri ruși scoate în evidență atractivitatea Turciei ca destinație pentru banii rusești după izbucnirea războiului din Ucraina. Cu mai multe detalii vine colegul meu Ionuț Grigore. Bună seara, Ioane, te ascultăm. Bună seara, Victor, doamnelor și domnilor. Cetățenii ruși, mai exact, au înregistrat peste 1300 de firme în Turcia pe parcursul anului trecut. Asta e exact cum spuneai tu, arată o creștere de aproximativ 670% comparativ cu situația din 2021. Explozia numărului de noi companii parteneri ruși scoate în evidență această atractivitate a Turciei ca destinație pentru banii rusești după izbucnirea războiului de acolo din Ucraina. Și știm bine că președintele Turciei, Recep Erdogan, nu s-a alătura sancțiunilor occidentale impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei, ceea ce a făcut din Turcia, așa cum spuneam, o destinație care să fie atractivă pentru mulți investitori ruși care să caute să refugieze, practic din calea sancțiunilor, inclusiv oligarhii care încearcă să evite posibilele sechestrări de activ. Mulțumesc mult, Ioane. Domnule Anton, și asta hai să spunem, îmi ridică mie vălul de pe anumite umbre de îndoială pe care aveam cu privire la adevăratele motive pentru care, spre exemplu, o vacanță în Dominicană m-a costat mai ieftin decât una în Antalya și respectiv faptul că la Istanbul a reușit cu foarte mare greutate să găsesc un hotel de 4 stele unde să mă cazez cu 200 și ceva de euro pe noapte în vremurile de aur, mă cazam cu 150 la dărea de 5 stele pe malul Bosforului. Deci au luat o razna cu totul prețurile în Turcia, domnule Andon, odată cu infuzia asta de ruși masivă care au venit și cu capital, dar ce nu spune știrea respectivă și de ucraineni, că e plin Bosforul de ei. Asta e situația. Acum nu știu dacă e o legătură, domnul Șerbănescu, aș ști mai bine, între infuzia de capital și creșterea prețurilor, inflație, înțeleg, în Turcia. Cred că aia are cauzele ei. Nu stați bine, prețurile au crescut în dolari și în euro, domnul Ciotacu vorbea de prețurile la imobiliare. Da. Prețurile la imobiliare. Nu te mai poți apropia. Nu te mai poți apropia de o cazare. Nu mai vorbim să cumperi, doamne, apărăși pe zi. Asta îmi spune, în primul rând, că în țările respective, adică Rusia și Ucraina, capitalul nu prea are ce face sau nu are încredere să orientează la afară. Dumneavoastră a stat cu banii acolo, cu nebunii aia la conducere. De ce aleg Turcia? E și aproape. Pare și foarte permisivă, fiind ușor în foame de bani. E dinamică, e emergentă, e o țară emergentă după mine, Turcia, dacă nu e așa să fiu contrazis, da. Posibil că tinde și spre o anumită stabilitate din informațiile mele, domnul Erdogan, tiptil, sau mai bine zis, cătinel, cam își schimbă dolarii în aur. Și, nu știu, în condițiile, ne întoarcem la China, acestui război mare economic chino-american, dacă la un moment dat nu vor fi mai multe țări care să-și propună schimbarea acumulărilor de dolari în aur american, să ceară reconvertirea. Așa că grav este că
deși, cum spuneați, PIB-ul Rusiei e atât de mic în ponderea mondială, în economia mondială, nu se investește acolo. Asta e interesant și cred că ar fi câmp de investiții. Bănuiesc că da, și da. Har Domnului ai unde. Deci da. E un climat care nu încurajează. Încurajează acumularea, mai mult sau mai puțin parazitară, oricum, și sălbatică. Furtișag. Dar nu și investirea. După mine este un semn de mare boală economică și în Ucraina la fel. Eu aș fi foarte curios să văd un raport de la Registrul Comerțului din Dubai, spre exemplu, cu cât ori fi crescut înregistrările de firme cu acționari ruși și ucraine. Inevitabil, când ai o țară care este într-o situație de asta foarte înghesuită, în felurite feluri, ca să zicem așa. Rusia este înghesuită de către opinia internațională și de către embargo și de către toate sancțiunile impuse de către lumea occidentală, iar Ucraina este înghesuită pentru simplu fapt că este atacată de Rusia și atunci, din motive diferite, ambele populații au motive foarte puternice să-și caute o soluție de salvare, da, o soluție de rezervă. Conservarea banilor. Exact, și de conservare, dar atenție, dacă vorbim de imobiliare, poate să fie chiar primul pas pentru a avea unde să te muți în cazul în care Ucraina e ocupată sau Rusia se duce în cap de tot. Sigur, de regulă, ca să te muți, îți cumperi un apartament, nu un bloc. Dar atenție, nu știm dacă toate sunt la nivelul ăsta de angro, pot să fie și în detaliu. Și atunci sunt motive diferite. Se cumpără în dușmănie. Cei care au bani mulți. Hotelurile sunt închiriate pe perioade foarte lungi. Înseamnă că este clar că cei care au capital suficient de mare în Ucraina și în Rusia consideră că afacerile lor sunt afectate de acest conflict și încearcă să găsească un port mai sigur unde să facă mai mulți bani. Dar acum, atâta timp cât în România au voie și ungurii și arabii și italienii să cumpere, de ce n-ar avea voie turcii și ucrainienii să cumpere, rușii și ucrainienii să cumpere? Păi rușii sunt supuși sancțiunilor, că noi facem parte din echipa aia necâștigătoare. Care... Da, dar Turcia este o țară care știe să facă negoci și care nu ține atât de mult cont de chestia asta. Are o cam așa pare a fi. Singulară în NATO. Și fiindcă tot vorbeam de bun și domnul și domnul, după o extrem de scurtă pauză, revenim spectaculos și vă lămurim ce se întâmplă sau fapt, ce se ascunde în spatele falimentelor celor mai mari bănci. Cine a făcut manevre cu banii oamenilor din bănci? Și analizăm moartea demnitarului apropiat de Marcel Ciola cu familia acestuia, face acuzații șoc. Se cer despăgubiri record. Ce s-a întâmplat în spital după internarea acestuia pentru COVID? Iar George Simion a început să descindă iar peste baronii PSD. Este scandalul zilei. Simion declară solemn. Averile ilegale trebuie confiscate. Și dosar penal prin care se ajunge la vârful instituțiilor de forță. Fii ai unor demnitari au fost prinși în flagrant. Avem dezvăluiri bombă, domnilor și domnilor. Rămâneți, mergeți.